Da, da, Se trage? Se trage. Bine ai venit, Marco nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Penultima oră ne-am văzut la lansarea filmului Balta Albă. Și ultima oră ne-am văzut, mă rog, într-un alt studio da, în care tot așa mai stat de vorbă. Trebuie să și eu aici și promit să fac treaba asta în timpul acestei emisiuni, dacă îmi dau colegii tăi un marker. Prins? Și el. Aici e live cu totul. L-am luat. Voi semna. Uh... Eu, da, și ne-am întâlnit de altfel uh, și la una, unul dintre interviurile mele reușite, da, uh, pentru că ai știut ce să mă întreb și mi-a făcut mare plăcere, uh, una dintre producțiile tale online. Uh, de altfel, uh, vreau nu vreau, te regăsesc în uh, storiurile de pe Facebook, Facebook devenind un soi de informație a Bucureștiului pentru viața noastră. E, bă, cum îi zice, e taraba mea de la Mega. Da. Este informația Bucureștiului. Pe vremuri, locul lui Facebook era informația Bucureștiului și scânteia care nu o citea nimeni. Pentru că scânteia era partidul, iar România Liberă se epuiza foarte repede. E, mai era publicația săptămână acolo, mai găseai. vorbim a? de zilnic. Așa, deci te văd pe story în tot felul de ipostați și zic, a, ok, iată că există și boemie, bun, mergem mai departe. Deci mă bucur să te revăd. Uite, ai spus uh, un uh, cuvânt interesant și tocmai voiam să vorbim despre asta, pentru că uh, ai vorbit în balta albă despre el, dar nu l-am dezvoltat foarte mult. Și eu, personal, sunt foarte curios. Practic am două întrebări, dar nu o să o pun pe a doua decât mai târziu, ca să nu-ți răspunsul. Vorbei de boema de cartier a anilor 80, a cartierului Balta Albă, de pildă, Care era cum, cum era ea această boemă spre diferență de cum este acum? Adică era o boemă comunistă, sau, mă rog, eram subcomunist și aveam boema noastră, dar care erau particularitățile ei? Um, este... Uh, e o diferență mare. Uh, este atât de mare încât... Uh, uh, Pare că nu mai e necesară să o explici, dar interesant ar fi, ceea ce o să o, să o și explic, evident, îți voi răspunde la întrebare, dar o să, o să fiind provocat de tine, te provoc eu atunci să-ți reamintesc că era o diferență între Boema din Balta Albă și cea din Centru. Cea de pe lângă Teatre, cea de pe lângă uh, Ateneul Tineretului, de pe lângă Clubul Z și așa mai departe. Acolo era, să zicem, centrul de foc al uh, relațiilor, al oamenilor cu viniluri, uh, al uh, celor care se steau în preajma formațiilor de succes din vremea aceea, în jurul Relu Ghergel, uh, regretatului Silviu Sulescu, care ne-a părăsit. Uh, da, Dumnezeu să-l uh, Boema din balt albă era, mereu spuneam, uh, lucrul ăsta era mai aproape de uh, mișcarea New Wave din muzică. Dar în artă, în general, era un New Wave. Era, era un New Wave al Bucureștiului care avea câțiva piloni în față. Adică unde toată lumea era cu Distors și ACDC Iris? Aici era o, o altă viziune. Uh, avea câțiva piloni în față... Era mai hipster, ok... Da, nu știu, a fi hipster Parcă e prea puțin față Să, să, să descrie acea perioadă Aș spune mai degrabă că era O, o viziune progresistă uh, Combinația uh, Hard rock, uh, fan uh, Sex Și uh, nu mă interesează Politică, pentru că eu am Lumea mea unde beau uh, mă regulez fete și ascult uh, Motorhead Da? Sau... Uh, Uh, Iris, dacă vrei, uh, era exact pe dos față de situația în care în uh, Balta Albă, în special în zona uh, Lacului Iore și al uh, Parcului Titanii, acolo se întâlneau grupuri care astăzi ar fi pe Facebook la categoria Ciudați. Grupuri care citeau filozofie, cântau live uh, Piese de la uh, formații din zona New Wave, în niciun caz nu Polis, uh, și care mereu vorbeau despre un alt fel de mâine. Adică aveau atitudine politică. Vorbim despre Baltă Albă din București ca fiind o zonă, după părerea mea, progresistă. Poate singura. Este. Ok, a trecut această vară. Și trebuie să recunosc că mi-am petrecut-o destul de mult timp prin niște baruri care uh, canalizează actuala boema a Bucureștiului. Am stat acolo. Mai sunt puțin trist sau întristat de ce am văzut acolo. Sunt oameni la 40 de ani care mi se pare că nu mai au nicio noimă și au doar frustrări și Dracnea și Ponta este de vină pentru viața lor nefericită. Uh, și sunt ăștia de 20 de ani care de asemenea... Păi, nu mai vezi un mascul alfa, înțelegi? Sunt destul de amețiți, de... Toți ascultă numai pe sofisticările de gen Radiohead sau așa mai departe, dar nu, nu mai văd de la ei... Ok, da. sunt subiectiv. Nu mai văd la ei nicio propunere concretă, nicio direcție în viața lor. Mă gândesc totuși că până în anii 80 parcă era altfel. Adică te refer că n-ai văzut atitudine. Deloc. Cred ba da, există acea atitudine pe care o au cu toții. Okay, eu piață, să și piața, că autorizat, Silviu. Și când zic autorizat, nu glumesc. În sensul că am doi copii care acum, acum fac 18 ani, sunt uh, gemeni, fată și băiat, Alexandru da. și Ana Maria. Ana Maria se pregătește să dea canto uh, la Juilliard și Alexandru pentru Computer Science. Amândoi reflectă atitudinea unei generații. Sunt extrem de preocupați de uh, rezolvarea problemelor uh, generației lor, dar nu a problemei țării, problemelor țării. Și spun asta, respect, repet, autorizat fiind pentru că ei nu au fost niciodată băgați într-o ecuație de viitor a acestei țări. De altfel, școala i-a pregătit într-o zonă de dacă în cel mai bun caz de neutralitate în atitudine, în cele mai dese cazuri de cum să zic de dezinteres. Ok? De chiar de uh, uh, renunțare în a te mai bucura că trăiești în acest spațiu românesc. Uh, să-ți fie rușine cu, uh, cum să spun eu, cu nația ta, cu neamul tău și așa mai departe. Încât în acest context ei au ieșit foarte preocupați pentru a schimba lumea, dar mai puțin atașați de acest pământ. Care pământ pentru mine și pentru tine înseamnă nopțile din baltă albă, pentru altcineva înseamnă, de exemplu, pentru... Uh, uh, Adipărar înseamnă chefurile de pe Bega și așa mai departe. Pentru Mircea Tiberian în, în Sibiu, probabil că înseamnă acele nopți împreună cu Johnny Răducanu de Gem Session, bla, 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 bla. Pentru toți înseamnă o, o experiență magică memorată definitiv în viața și în sufletul nostru, pentru ei mai puțin. Și aceasta vorbesc nu din punct de vedere a copiilor mei, ci văd colegilor, generația lor. Partea bună, însă, este că nu sunt depresiv, adică, în sensul, nu mai e nimic de făcut. Care este, de fapt, atitudinea generației noastre? Sigur că Facebook e plin de oameni care urăsc, se numesc hateri. E plin de oameni care n-au ce face, e plin de poeți, de analiști literari, de analiști sportivi, de critici muzicali, de critici tehnici, de nu mai vorbesc de politici și așa mai departe. Era o glumă în Times New Roman care spunea, avem un instalator bun la 200 de fotografi și 400 de DJ-i. Bun, bun, foarte bun. O, da. Foarte, reflectă perfect. În consecință, dacă te uiți printre multiplele comentarii goale de conținut și enorm de multele postări pe care trebuie să știi să le driblezi Uh, și observ un trend în general uh, de respingere a acestei țări, uh, din pun, multe puncte de vedere. Suntem, uh, 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 cum să spunem, fără șansă. Asta e concluzia generației noastre și a celor mai mari ca noi. Să spunem, generația noastră înseamnă 40-50. Bine, ei, tinerii, nu spun chestia asta. Ei, ei spun, ne întoarcem și schimbăm noi lucrurile. Relaxați. Nu au sunt supărați nici pe Iriescu, nici pe Băsescu, nici pe Dragnea, nici pe Dăncilă. Da, cred că e mai sănătos așa, să-ți să, să raportezi în permanență nereușitele din viața ta sau le pui doar în cărca altora. Exact. Bine, au și partea lor de vină și, mă rog, ăla e cu, exclusiv contextul politic. Altfel. Adică, știi, faptul că calitatea discursului public a scăzut în România, ok, eu personal găsesc pe unul ca Vadim de vină pentru asta. Sau ca, ca Dan Diaconescu. Uh, dar acest m -a -a PSD pe care îl vezi pe toate gardurile, băi, cred că în perioada interbelică nu l vedeai decât la Birgeri. Acum e, îl găsești în gura copiilor, doamne, doamne iertă-mă. Um, eu uh, îți dau dreptate dar, dar dintr-un anume unghi, însă, nu. Îți dau dreptate în sensul că, într-adevăr, discursul public a, a scăzut ca și substanțialitate, ca eleganță, dacă vrei, ca și, să zicem, formă educativă a maselor, pentru că o voce care apare public și are prestanță și are spate cultural, este o voce care modelează. Ce faci tu aici cu radio? este un act nu numai de comunicare, ci și de modelare. Nu spun educare. Poate că devin prea pretențios. Da, dar și de modelare. Eu mă distrez da, de de modelare a gusturilor. Uh, da, da. Chestiunea este că uh, cele câteva zeci de radiouri din anii 90, și cele câteva, sau poate sute, da, uh, și cele câteva. 10-12 televiziuni ale anilor 90-2000 versus cele câteva milioane de televiziuni, radiouri și ziare online ale fiecăruia marchează o diferență foarte mare. Și această diferență a, a dus probabil la această lipsă de a, coordonare a spațiului public. Care să marcheze, uite, ăștia sunt top, aici sunt masele, aici e un nivel mediu. Te duci unde te interesează. Vrei să vezi ce vorbesc masele, te duci în liga 3, ai liga 2 și ai liga 1. Nu există această organizare a comunicărilor publice. Probabil că ăsta va fi businessul de mâine. Câteva site-uri care să vină să-ți culeagă cu sute de oameni să-ți informațiile prea multe, să știi exact ce-ți dorești. Nu cred că este suficientă treaba care se întâmplă astăzi prin cele secțiunile de la adevărul, de la uh, media fact și așa mai departe, cultural, monden, politic și așa mai departe. Dar ce spui tu aici, cred că se aplică și la nivel mondial, nu numai la noi. Sigur. Și uh, lucrurile stând ca atare... Ok... Uh, Măi, lumea care, oamenii care conduc lumea acum, ok? Uh, își extract ceva din generația hippie anilor 60, care a fost așa cum a fost, da? Cu peace and love și cu toate politicile progresiste care au venit pe tavă și care acum cred că prin anii 90 cândva au, au intrat și în, și în mediul academic și pe care acum le încasăm, mă rog, în toate spațiile media, mai ales în, în cele online. Hai să vorbim puțin despre treaba asta. De, 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 cum visul la frumos al anilor 60, de peace and love și flori în păr, cu foarte mult LSD la Woodstock, și care s-au sfârșit prost cu, cu, lui, cu crimele lui, lui Charles Manson, da? Au ajuns astăzi să, să, să ne ofere, să, mă rog, să modeleze lumea și să, arate, să o facă să arate exact cum e acum. Adică, chiar nu e tocmai cel mai fericit te aud vorbind acum și revăd interviul lui Frank Zappa despre exact același subiect. Un interviu de prin anii 97-98, cred. a foarte aproape de ultima lui parte de viață. Cred că te referi, sau mai bine zis, reclami, cu bună dreptate, Uh, o o ipocrizie a unei generații care a plecat cu sufletul foarte deschis și uh, uh, dacă vrei de o permisivitate creștino iudeico islamico adică perfect din punct de vedere religiei la Make love, not war. Dar... Una din explicații era că după cele două războaie mondiale, jumătatea planetă în anii 60 avea sub 25 de ani din populația planetei. Și asta este o mare adevăr. E Și faptul că actualii manageri ai celor care conduc lumea sunt de fapt acei hipioți, nu marchează o schimbare în lume. Păi eu cred că marea schimbare pe care o așteptam o așteptam de la, nu de la generația respectivă, căci ea a făcut ce a putut să facă la vremea aia, ci o așteptam mai degrabă de la uh, generația care a urmat generației Woodstock. Generația Woodstock a fost o generație care a jucat piesa. Piesa libertății de exprimare. Atunci această piesă nu era numai a lui Woodstock și și aduci ca aminte prietenii care le ascultă sau care au răbdare să le asculte, că a fost o perioadă în care s-au emancipat toate artele. Nu numai rock music. Este perioada în care Coltrane a înregistrat cu Gil Evans niște celebri și cu Miles Davis niște lucruri absolut revoluționare se numeau Steps Ahead. Este perioada în care Teatrul, baletul, artele plastice, uh, Andy Warhol și așa mai departe au întors lumea cu fundul în sus. Cu lumea artistică s-au rezolvat multe uh, neajunsuri ale acelei vremi. Dar asta era era scena acelei vremi, cu actorii ei care au propus o altă interpretare. Rezultatul este generația care a urmat. Noi suntem rezultatul. E bine, noi suntem un rezultat care nu a schimbat lumea cu toată încărcătura cu care, am venit, cu care au venit părinții noștri. Eu nu sunt, eu nu reprezint generația lui Woodstock. Atunci aveam patru ani. Păi, știu, Atunci aveam patru ani. Deci nu pot să spun decât că am auzit și am văzut pentru prima oară despre acest fenomen și am să povestesc acum un lucru chiar formidabil. Aveam la Politehnica un club care se numea ING. Prima mea facultate s-a numit uh, facultatea de transporturi de la Institutul Politehnic. Și în prima lună, în primele zile când am ajuns acolo, când toți colegii mei s-au dus la vizier să vadă unde sunt sările de curs, eu m-am dus repede să întreb la secretariat unde e clubul. Și mi-a zis, vedeți că undeva la mecanică. Și m-am dus acolo, m-am întâlnit pe un domn George Marcu, un excepțional lezor muzical care lucra la radio, care mirosea a coniac la ora 9 dimineața, fuma carpați, mi-am aprins un carpați, interiorul facultății era lucru normal să fumez pe, pe culoare și la 9 dimineața, când toată lumea se înghesuia la cursuri, eu cu el cântam la pian. Păi am la clarinetul, făceam cursuri de clarinet cu garbis de dean atunci. 50 de ani, 80 acum. Sau... Exact, și atunci s-a născut clubul Ing și la clubul Ing am invitat pe Moțu Pitiș. Moțu Pitiș a venit la ora 11 după piesa lui de teatru de la Bulandra, noi făcurăm rost de un video cu televizor telecolor, să le spunem prietenilor că telecolorul era, era ceva ca un, un sfert de, de dulap. Am avut și eu, da. Dar Dar, nu, eu aveam cromatic cred, care era și, și mai Și el a venit cu casetele de la Woodstock. Uh, erau 8 studenți care stăteau de-a lungul aleii de la Grozăvești și care prin semnale cu brichete anunțau că întrecea patrula de miliție ca noi să stingem luminile și sunetul. Și după ce trecea, ultimul bătea în ușă, semnalul, și noi reaprindeam lumina, 400 de inși au tăcut un sfert de oră cât a trecut patrula de miliție prin Grozăvești. Cu moțul în cap, care vorbea în șoaptă și ne povestea de Joe Cocker, care n-avea din în gură. Și are, are cineva o cafea că mi-e somn. Și uite așa s-a stat un sfert de oră până a trecut patrula de miliție. Deci, cu acea imagine a lui Woodstock, de poveste, de basm, eu nu pot să spun că sunt părtaș, eu nu pot să spun că sunt hippie sau că am aspirații de hippie, dar am moștenirea lor. Păi nu am schimbat lumea. Am fost prea preocupat de mine și cariera mea, am fost mai puțin social până când să intru oarecum pe ușa laterală în grupul. Uh, bălții albe, dacă vrei, al baltei albe, al lui Artan, al lui Capotă, a lui Bogdan și așa mai departe, grupul timpuri noi, dacă vrei, unde se discuta altfel decât în restul Bucureștiului. Și atunci am început să am atitudine și atunci am observat că sunt prea puțini cei care pot sau sunt interesați de schimbare. Marea majoritate urmarea confortul. Toată lumea urmărea acum. Asta era dezideratul, confortul. Știi când apare câte unul care îmi spune băi, ascultă nu știu ce disc, pentru că ăla a schimbat lumea. Vezi, abar n-am, uh, never mind the bollocks here, cam the sex pistols. Mamă, ce disc, ăla a schimbat lumea, nu știu Băi, nu, n-a schimbat nimic, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că discul ăla a existat și multe alte discuri și multe alte propuneri tot de propuneri muzicale, mă, niște influențe clar a avut. Și mi se pare, acum a trecut și o de o vârstă, da? mi se pare absolut dubios ca niște chestii pe care eu le ascultam în 90, absolut cumplite. Merlin Manson, Korn, uh, Nine Inch Nails, chiar Metallica, da? Uh, băi, acum sunt mainstream. Și vin un purcoi de lume la ele și, 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 și costă enorm de mulți bani. Băi, cum, cum Dumnezeu s-a întâmplat asta? Cum s-a transformat ceva care era destinat unei nișe să devină mainstream? Da, pur și simplu. Și pă, Adică dacă mă întreb acum, Metallica, ok, îmi place, este un produs foarte bine făcut, un concert impecabil, o producție impecabilă și așa mai departe. Dar este muzica corporatiștilor, sorry. Bine, dacă mă întreb, cred întotdeauna Metallica au avut un public ceva mai educat și mai sofisticat. Dar nu e pentru aia care își dau cu berea în cap și strâng șurubul la șaiba, doua zi. Nu mai pe tine, pe tine te intrigă sau, mă rog, te, nu mă, 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 te intrigă, mă surprinde. Este doar o întrebare. Te întrebarea. surprinde succesul formației Metallica? Uh, și al formației Corn și al formației. Băi, trupe cumplite. Diferența... Trupe cumplite. Care acum strâng da. mii de oameni. Între Metallica de și de Corn mii. este o diferență foarte mare. Mare, imensă. Metallica are uh, uh, dimensiunile, ar, anvergura Beatles, Corn, nu, nici vorba. Este musă mult mai populară decât în perioada în care își uh, declamau primele uh, piese. Uh, eu am trăit o experiență de curând cu Metallica. Uh, da, să vorbești despre asta, da, da, da. Cum să Știu ce uh, vorbești. Uh, da. Și uh, am fost asaltat. Uh, în primul că mă știam că copiii mei să mă omoare cu rugămintea să mergem să vedem concertul și văd că n-au zis nimic. Ok. Uh, ceea ce. Asta mi-a spus ceva, faptul că generația lor nu s-a. Nu, nu a existat o emulație în clasa 11 -a la liceul Sfântul Sava să mergem la Metallica. Niciuna. Țara, da. Dar țara era, de fapt, o țară a 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani. Dar nu-ți imaginai tu, cred, acum 20 de ani că Metallica va cânta la un moment dat în România și va fi sold out? În cap nu putea să-ți păi a cântat aceea. de câteva ori, fără sold out, recunosc, însă este Metallica, virgulă, ca și multe alte formații uh, care au devenit legendă, au alte să zicem, au alte cariatide de atracție. Eu nu sunt trăiesc această experiență. Nu mă dau pe mine ca exemplu, decât că am înțeles mai bine. Am fost la un festival uh, uh, să numește Rock and Sat, da, fama veche, am cătat între formația Bucovina și formația Iris, Nelu. da? Uh, care am fost foarte fericit că m-a revăzut și așa mai departe pentru că, după cum bine știți am fost 14 ani producător la Iris. Și când m-am apropiat, după ce am... La probe m-am tot uh, uh, să zicem conversat așa cu balaurul de la Trooper, care e un tip foarte drăguț și foarte... Uh, chitaristul. Și cu bun, mult bun simț, eh, uh, seara la, la spectacol a terminat Bucovina, se dau jos de pe scenă, eu eram jos, eu am zis bravo, au venit la mine transpirați cu bărbile ale, ale lor și au zis să trăiți, vă mulțumim, respect. Deci îți jur, asta au fost cuvintele. Am avut toată sentimentul că am vreo 200 de ani, că sunt un matu salem, înțelegi? Deci formația care a ridicat sala aia de a, nu sala, că era în aer liber, da? A ridicat în valuri publicul de acolo, au aproape în curs bucuroși că m-au văzut și foarte bucuroși că i-am felicitat de altfel prestația lor a fost foarte professional și au zis să trăiți vă mulțumim, respect e toate. Da. E tatea, să ne etatea formației Metallica creează respect asta de vreau să zic etatea lui, lui Aerosmith, acum vine Aerosmith se umple stadionul, hai să vezi Asta e și motivul pentru care publicul începe să fie mai atras de lucrurile care capătă legendă și capătă, să zicem, consimțirea unei valori în timp. Dar revenind la întrebarea ta, de fapt, de ce Metallica a devenit o atracție așa de mare, tocmai Metallica? Păi, cred că construcția acestei formații este un mare semn de întrebare. Construcția popularității deoarece lipsește melodismul mondial. Melodismul mondial este un melodism de tip latin. Tu stai că dacă n-aveau succesul ăsta numele, însuși numele de Metallica e puțin caragios? <laughs> <laughs> Era prima oară când am auzit de formația Metallica, am auzit în contextul în care am confundat cu magazinele de chei, metalocaznica. Care era un <laughs> singur da. Da, da, da. Uh, da, uh, este... Uh, uh, este o regulă la showbiz pe care cu toții uh, profesioniștii o respectă. Uh, inclusiv Moțu Pitiș, Dumnezeu să-l odihnească, care uh, putea să joace în spectacole de nișă, se ducea la întruniri hippie cu 3, 5, 11, 12 oameni, și în același timp a construit un proiect care umplea sala polivalentă. E vorba despre Pasărea colibrii. Și oia toți râdeau de el ce facem, bă, noi cu, cu folcul nostru. Mi-aduc aminte 96. Și el în 96 a zis cu piesele astea o să umplem sala polivalentă. Și când a făcut uh, spectacolul ăsta, Uh, era un post de televiziune al Marcel Avram, Tele7, tot cu 7. Telepiele ABC, a da, am lucrat și așa. Așa. Ei făceau niște spectacole care au rămas o arhivă importantă. Erau niște gale, galele Tele7. Și m-a sunat Teo Peter, Dumnezeu să-l odihnească, de la Compact, a cărui memorie se sărbătorește acum la arenele romane pe 20 cu un spectacol. Și mi-a zis, Mișule, ce faci? Bine, tu știi ce e bă la polivalentă? Ce mă? Cântă vintilă cu baniciu. Nici nu-l cuantificam pe moțul eu ca fiind atracția. O credeam că e un fel de prezentator, înțelegi? Bineînțeles, un prezentator cu har și așa mai departe. Bă, mișule, este omor la bătaie. Mă, adică omor la bătaie. Adică este full, biletele s-au dat într-o oră. Și mă urc în tico pe care îl slujeam eu pe el la ora foarte serios adică mă ocupam să funcționeze la fiecare zi eram cu el în servis mă urc în tico și mă duc repede la polivalentă căci așa eram eu atunci. Argin viu era ceva, ardea ceva eram acolo, nu stăteam acasă mă uit pe net. nu eram pe viu și am intrat în sală și am văzut o sală care era mai vie ca la, la Iris și eu tocmai mă pregăteam să fac lansarea a formației Iris cu Luna plină și, sincer să spun, le spun prietenilor care ne ascultă acum, că am rămas înmărmurit. Varianta al înmărmurit când ieșim din studio, se zicem, m-am, dar la acum așa spun, înmărmurit. Efectiv. Și asta a fost datorită lui Moțu. Iar Moțu este, dacă vrei, explicația de ce metalica este, are această popularitate. Are dimensiunea showbizului și a știut să facă ceva vandabil. Da, surprinzător. Adică este o surpriză. Am fost, cred, acum câțiva ani ce am văzut Nine Inch Nails la peninsula, plin ochi. Dumnezeule mare! Cine Dumnezeu ascultă tot deconstructivismul lui Rezner, băiat nervos și îmbrăcat în negru, care și-a tras un disc în casa în care... ce Charles este, să este activ încă? Adică... Da, da, da. O, da. Da, tocmai a scos discuri. Da, e, e activ. Da. Scoate și pentru când cântă, are niște proiecte cu NASA. Deci a ajuns la un nivel la care, băi, pe bune, Resner, băiatul ăla nervos, care îmi dădea un cap în gură lumii și care, mă rog, asta face și acum. Da, iată, uite cum funcționează. Da, este o lasă mă veste... să fiu surprins, da. Da, asta mă surprinde și pe mine. Asta, da. Pentru că mie mi s-a părut atât de de nișă ce făcea Trent Reznor, el altfel fiind unul dintre cei mai apreciați producer de soundtrack-uri. Este unul dintre cei mai importanți, să zicem, creatori de sounduri analogice pe sintetizatoare. Dar asta e altă discuție. Eu totdeauna îl puneam în zona Laurie Anderson, Adrian Biliu și așa mai departe. Ce-mi spui tu acum, asta chiar mă surprinde și pe mine. Și mă întreb de ce se întâmplă chestia asta. Da? Asta e întrebarea. Exact. Păi, eu cred că asta se întâmplă ce spun mai devreme publicul începe să aprecieze aura legendară a oricărui tip de produs. Și de aceea, zilele astea, stăteam și vorbeam cu Mișu Cernea, toboșarul formației celebre Sphinx, da? despre posibilitatea de a se reuni formația. El m-a -a luat și a început să râd, dai mă, Mike, lasă-mă, Lasă -o, o baltă, cine mai știe cine suntem noi, zic. Mișu, nu contează cine știe, ci contează ce -ți reprezentați voi. Eu, de altfel, am fost foarte aproape de, de, familia Sphinx. Am avut șansa să înregistrez o piesă care urmează să o, a fi lansată de pe viitorul album al meu, născut în România. Am făcut o piesă împreună cu Dan Andrei Am filmat-o, urmează să o și lansăm. Și știu oarecum ce fermenți sunt în zona asta. Eu cred că dacă va apărea acest Snow Zalmoxe cu ei trei plus un echipaj pe scenă fresh, așa cum a apărut Floyd după despărțirea de Waters, da, eu cred că va fi cea mai de atracție, major performance de la noi. Cu o montare ca producție, care are deja material. Știi că noi nu avem ce Pink Floyd să producem, că nu avem material în afară de Sphinx. Nu poți să produci cu Phoenix, pentru că Phoenix este foarte rock and roll. În, rock and roll în sens purple, jet rotal, și așa mai departe. Dar un rock vizual, imaginativ, filozofic, numai bun de spectacole Pink Floydiene este la Sphinx. Sau Genesisiene, dacă vrei mai degrabă. E, cu Sfinx și cu un nume Cazalmoxe care stârnește pielea de găină pe foarte mulți, mai mult sau mai puțin dacopați, dar există un spirit de dacopatism în țara asta. Da, Doamne Dumnezeu, am văzut, da. Va fi numai bun ca să vinzi bilete și este iarăși, zic, numai bun ca să avem o privire oarecum echilibrată vis a -vis de ce înseamnă legendele lumii, Sfinx face parte dintre legendele lumii doar că s-a născut în România această legendă și își are dimensiunile locale. Dar va umple stadionul din București la din Cluj, sigur, cu o producție, cu corul madrigal, bla, 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 poate invitați, știu eu, Mike Rutherford de la Genesis, adică cu astfel de concept, știi că că uh, Sphinx este, dacă vrei, un filon Genesis în România, știi? Deci gândit ca lumea. Și eu îmi doresc asta pentru artiștii noștri. Și crezi că o să se întâmple, știi? Bă, mă uit, Păi, Iggy Pop este încă pe scenă, Bă, Rolling Stones este încă pe scenă, Wow! La noi, pe, 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 pe mai în vârstă, cred că... Uh. Ok, cred ne poți nepoții și cam atât, adică nu prea da. mai văzut o mare mișcare. Cred că am, am văzut, am văzut zilele astea, am văzut uh, pasărea... Nu, pasărea roc. Pasărea roc, da. Am văzut pasărea roc. Păi că s-au cam plictisit pe scenă, sincer așa, adică asta a fost senzația mea. Singurul care mi-a plăcut, că și care viu și era cu totul acolo, că are pe treburi, era săntarică. Wow! wow, ce personaj. Deci pe Stăndărică cred că l-aș fi pus front, pur și simplu. <laughs> da. Era, era, show absolut și, și, toboșar bun și eram cu fimea și i am explicat, uite mă, așa e un tobar bun, că ea este pasionată, mă rog, de rock and roll mai nou și se uită la tot soiul de, de instrumenti și nu știu de ce. Și a compara cu nu știu care, zic, uite-l, este comparabil cu ăla și cu ăla și Uită-te la el. Și ce... Pe cum să fac lucrurile. Important e cum o dai. Băi, de o dădea bine. Wow, impecabil. Da. Uh, eu revin la ce ți-am spus mai devreme, oarecum legat de întrebarea ta cu Metallica, cum de se poate ca produse de, de nișă, de nișă, să devină atât de comerciale. Oamenii au nevoie de ceva în care să se simtă în siguranță. Eu am nevoie, sincer să spun și regret, de Johnny Răducan. Îmi lipsește în viața de zi cu zi, era un reper pentru mine. Nu o să mai uit emisiunile în care i-a bălăcărit pe aia de la Biugi Mafia, nu o să mai uit emisiunea în care s-a contrat cu Iosif Sava, Dumnezeu să o dignească, nu o să mai uit uh, concertele lui de la Lăptăria Enache, este un reper în care mă simt în siguranță. Acum amintirea lui îmi creează această siguranță. Eu știu o poveste de la tine, este alegerea ta dacă vrei să o spui sau nu, dar cu Johnny Răducanu, erai tu cu, cu Florian Lungu și cu Johnny Răducanu într-un birou, ok? Așa. Și aveți cu un, un ok, cred că era un ministru culturii cu care aveți o discuție și a intrat un fost ziarist care nu v-a salutat. Așa. Așa. Și pentru că nu v-a salutat, Johnny Răducanu l-a luat și a dat cu el de pământ. Da, o făcea în mod public treaba asta, dar o făcea, cum să spun eu, tot artistic. De altfel, în mod paradoxal, eu am fost și Teodora Enache, a cărei spectacol, apropo, de la Național, cu Călin Grigoriu în cadrul Festivalului UNESCO, a fost absolut impresionant. Am închis paranteza. Florian Lungu, sun Baciu, în baciu și nor, erau în tărbaca lui Johnny, în tărbaca drăgălașă. Ne, ne bălăcărea artistic, dacă vrei, tocmai pentru că ținea foarte mult la noi. Dar, dacă vorbim de, de dimensiunea lui Johnny Reducanu ca personaj social, politic, cultural al acestei țări, este un om care spunea foarte repede lucrurilor pe nume, corect însă. Versus, de exemplu, Băsescu, care a avut imaginea unui om care spune lucrurile pe nume, dar incorrect. Versus ceilalți care nu spun nimic, de fapt, și sunt mereu în jurul subiectului. Adică avea și un Ferrari care era parcat, primit cadou, dar nu știu unde, și era într-o curte în Germania sunt într-un garaj, de asta m-a amuzat. Da, 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 și avea un, un Volkswagen portocaliu uh, pe care îl pornea o porneam când eu, că Minel Stoica și așa mai departe. Minel Stoica e un prieten coleg al meu. Da, vreau tot să din, tot din Gașca eu. Baltalbă, da? Este, este, da. Uh, și uh, uh, repet, oamenii au nevoie din partea artiștilor de o artiștii mari, artiștii care pătrund în față, de o probitate și profesională, dar și de crez. Morală nu, li se permite. Poate să fie și bigami, poate să mai și mintă, poate să se și drogeze, în regulă, sunt artiști, li se dă voie. Dar din punct de vedere profesional, nu. Și asta este crunt, adică dacă el observă ceva că nu e în regulă, vezi. Bonjovi, ce s-a întâmplat, da? Uh, și din. Nu din, sunt nimeni la protecția consumatorului. Da. Și din punctul de vedere al, al să zicem, uh, uh, probității uh, de încredere, dacă ți-am oferit sufletul, modelează-l și ai grijă de el pe mai departe, că sunt în grijă ta. Nu-ți bate joc, nu mă înșela. Nu mă folosi, nu lua banii. Fii la înălțimea talentului. Da, 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 da. Și asta cred că este școala clasică, da? Și asta cred că ar trebui să se întâmple, și bănuiesc că se întâmplă din multe unghiuri de vedere, în noua școală, școala lui Robin and the Black Stables, Jacks și așa mai departe, Altenosfera. Despre care vă că nu vrei să vorbești, și uh, bănuiesc că ai un plan de discuție vis-a-vis -vis de noua uh, protipendadă uh, pop, care nu are nicio legătură cu ce vorbim noi acum. Deci, Slavonul că există, da, da, da. Slavă și nici măcar mă cu Metallica, atenție. Absolut. Uh, și aș mai spune un lucru legat de filmul tău Balt Albă. Uh, că veni vorba. Pentru că are legătură cu noi da, doi, da, da, cu normal, mine, normal, cu viața mea, cu, uh, pe care îl doresc, uh, îl doresc a fi totuși uh, difuzat într-un context uh, de gen uh, multiplex. Uh, este un film care nu reflectă, cum poate la prima vedere, nu reflectă un, uh, o trăsătură de grup Vezi pe Netflix, de exemplu, hă, hă, Șucar Colectiv, da? E un film destul de modest, dar ideea foarte bună. Destul de modest, inconsistent, estetic. Mh. Echipajul hă, lui DJ Vasile era mult mai prolific în esența lui reală Absolut. decât ce a rezultat din concepția cinematografică, dar Baltă albă pe Netflix lângă celelalte ar veni cu un cum să spun eu cu o doză de să zicem de respectarea unor adevăruri și în așezate artistic, dar aceste adevăruri sunt cum să spun eu singurele noastre resurse peste timp ca să știm ce am fost ale schimba sensul definitiv, cum se întâmplă în, în, în multe alte filme de genul ăsta, un soi de documentaristic artistic, dacă vrei, ale schimba sensurile doar pentru efectul artistic, este un ok de moment. În timp însă, generația copilor mei va crede că așa a fost acel neadevăr. De aceea consider că acest bal alboi merită să-l vadă oamenii pentru, din punct de vedere Legat de muzică, pentru că era o zonă de progresism. Și legat de atitudinea tinerilor. Tinerii sunt tineri și pe vremea lui Shakespeare au fost aceiași tineri, și pe vremea lui Paul McCartney și formației The Monkeys și formației lui Eric Barden, și în, în vremurile de astăzi ale lui 21 Pilots, Mumford Sons sau știu eu, Imagine Dragon și așa mai departe. Sunt tinerii, își văd, cum să zic eu, uh, își văd aripile. Hai să spun -o, pe scurt povestea, filmul ăsta în particular are o poveste foarte interesantă cred că ar fi mai interesant decât Balta albă, ar fi un, un film despre cum s-a făcut Balta albă. Eram într-un moment al, hai să zicem vieții mele, în care nu mi se mai întâmpla absolut nimic care să provoace vreo bucurie, profesional vorbind, știi? Absolut nimic. Și uh, eram acasă și ascultam Partizan București, discu, care în continuare mi se pare unul din cele mai bune discuri rock românești. Se pare foarte închegat, foarte. foarte legat, foarte coerent. Și a zis, bă, ăștia -s, vecinii mei. Și zic, stai, că sunt și și stătea la scara de lângă și Marihuana stă aici mai în spate și Godoroja aici. Și așa, și zic, te păi, uite, avem o poveste. Părma mi-am pus în cap, fără buget, fără nimic, pe farmecul meu personal, am început să, să vorbesc cu unul și cu altul, să vină cu o cameră, să vină cu un microfon, să vină cu lumini. Speram să termin în 6 luni toată povestea. Nu am terminat în 6 luni, am terminat în trei ani, ceea ce presupunea timpul meu liber, la pachet cu timpul liber al echipei, care însemna mai mulți indivizi cu care trebuia să filmez, plus sincronizarea asta toată cu muzicienii pe care voiam să vă aduc acolo și cu care să fac povestea. A durat enorm de mult. Plus că fiind și filmul meu, primul meu film, habar n-aveam ce și cum se mănâncă. În continuare este plin de cadre nereușite. Sunetul nu este extraordinar și așa mai departe. Uh, însă... A, ah, plus că s-a terminat foarte prost. S-a terminat foarte prost că omul care la un moment dat a, a fost alături de mine și cu care am mers până aproape de capăt să-l termin, a murit în colectiv pentru că a filmat acolo pe prietenie. Shit happens. Și colegului și are... deci... Dan Ciobanu. Oh, da, ne-a zis să-l În fine. Și colegului de studio mi-a dat mecul pe care se monta filmul. Mi-a zis, eu nu știu ce și cum. Ia mecul ăsta acum, era sfârșit da? de așa. Mi-l dai înapoi în ianuarie. Termină-ți filmul până atunci. Ceea ce m-a pus pe mine în situația că în ajunul Crăciunului stau să pun grafica pe film și așa mai departe. Pe Gotor m-au oprimise. O, o grămadă de oameni care au apărut ca să vezi... Cum, cum, funcționează lucrurile. O grămadă de oameni care au apărut pe parcursul construcției acestui film care au venit și m-au ajutat. Doar pentru că le-a plăcut ideea. Și rezultatul. După ce l-am văzut atunci cu toții, cei care au fost în film și plus gașca de prieteni, prima oară când l-am făcut public, l-am făcut public într-un bar în București, unde eu am așezat 30 de scaune și un proiector. Au venit 160 de oameni. Ok. A meritat tot. Plus un turneu pe care l-a făcut prin țară pe la festivalul și așa mai departe. Care mare parte a fost și cu Partizan, ceea ce pentru mine a fost o sursă de maxim amuzament. Adică a fost foarte rewarding. Acești trei ani de zile pur și simplu au fost foarte rewarding. Bravo! bravo. Bașca mi-au adus și alte proiecte pe, pe lângă, ceea ce a fost și mai minunat. Adică ce încerc să spun acum este că pe important este a pus de o treabă. Și să te ții de că până la urmă ți iese, nu cum te aștepți, dar este reordering. Exact asta este cuvântul. Este exact ce cred eu care nevoie fiecare uh, dintre noi atunci când se află într-un impas de motivație. Uh, cei care construiesc și uh, primesc o lovitură în timpul procesului de construcție a ceva, a unei idei, a unui obiectiv cultural, uh, industrial, Kilograme matematic, de piedici, orice. Asta este valabil. Uh, eu cred că acele vorbe uh, care par de un romantism răsuflat urmează-ți visul în contextul în care ți-e frică că trebuie să cepezi. Apelează la ele. Pe bune, că răsuflate sunt și alte vorbe cum ar fi iartă-mă, sau te iubesc. La Da, adică, ok, urmează-ți visul, eu cred că e singura soluție, ca viața pe care o avem să-ți dea ceva. Ok, să zicem, că, să zicem că cei care ne ascultă acum sunt unii care sunt la un serviciu pe care îl urăsc. Cam are majoritate. Sau nu, nu știm sau știi tu, nu știu eu, dar oricum... Cum m-am săturat de oameni care înjură ziua de luni, ha mă, pe bune, zi mersi că te-ai trezit, poate nu te trezești. Foarte important fi. ce ai zis acum, foarte important. Dar dacă ești într-un context, într-un serviciu pe care îl urăști, ai două variante, fă schimbăl, schimbă-l, schimbă Ești schimbă 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 și... în zona de confort, da, nu da, e mai puțin, schimbă -l. punct. Și tu te cu bucurie, cu oameni care îți plac. Dacă acest serviciu este de ratizare și te simți bine, făl, frate. Dacă cumva însă ții mult la acest serviciu, datorită banilor pe care îi câștigi și așa mai departe, și nu vrei sub nicio formă să renunți la acești bani, măcar spuneți așa cum îmi compensează acest chin banii pe care îi primesc. Probabil că unii zic, da, eu mi-am niște vinilor cu banii ăștia. Și atunci am să le zic, din propria experiență din nou, că la vârsta de 17 ani, când m-am dus la tata și i-am spus, tată, eu nu vreau să dau la zi la facultate, ci la seral. Și s-a uitat la mine așa și a zis, da, de ce mă, băiete? Vreau să iau un salariu și să-mi strâng bani să-mi iau un dec acai, care costa vreo 12.000 de lei. Atunci salariile erau cam de 1800 Era 200, dublu. da. Era, era un salariu lunar. Nu zic că decul era dublu. Nu. Oh, era okay. un dec normal. În fine, intrăm da. într-o zonă care. Nu, nu, să și... știți că sculele acelor vreme au, au romantismul lor. Și uh, dacă aș fi făcut acest pas, asta vis-a-vis -vis de vorbele pe care le spun celor care au acum un serviciu pe care nu-l suferă, dacă aș fi făcut acel, spa, uh, uh, acel pas să fac un serviciu pe care nu-l suportam, nu mai aveam șansa să-l întâlnesc pe Moțul Pitiș în Club Wing, cu brichetele, cu echipajele de miliție și să intru să-l cunosc pe Florian Lungu și să fac emisiunile după aia la radio și după aia la TV și după aceea cu bandul. Deci toate lucrurile astea se leagă în viață dacă ceea ce faci ai motivație și te bucură. Cred și le spun prietenilor care ne ascultă acum că uh, 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 partea frumoasă a vieții sau cea mai frumoasă parte a vieții noastre este că există o componentă pe de care nu trebuie să o uităm niciodată. Se numește speranța. Frate, când ești în pragul disperării și zi, vine să iei gâtul șefului, gândește că există speranța de a schimba serviciul ăla. Și cum ar spune un foarte bun prieten de-al meu care îmi repară chiuvetele la timp, se numește Sică, el este un instalator, un plombier, cum își spune el însuși, zice așa, Șeful, mâncați aș gurițica aia ta scumpă și dragă. De ce nu pui tu garnitura, cum ți-am zis eu la chiuvetă? E, asta spun și eu. Mâncava aș gurițica voastră, schimbați serviciile cu altele dacă ceva nu vă place și veți descoperi că viața are mult mai multe de dăruit decât ne închipuim noi în optore ore la un birouaj sau cine știe unde. O să zic că iarăși alții, a, pe ție-ți convine -ți să vorbești, că ești liber. Ești artist, ești independent, filial dracului. Zic, da, e adevărat, plătesc încă tribut mult pentru această libertate și independență, dar să știi... știi tu... se, vede, se vede frumos uh, de, de, să te uiți pe scenă. Puțin știu ce e în spate acolo. Că nu e... Este un tribut pe care îl plătești oricum, uh, dar să știți că și știți asta, că uh, uh, Dorm mai puțin decât voi. Adică mă culc pe la 2-3 și mă scol pe la 7, adică 5 ore sunt cam asta e și cu asta am încheiat. Nu știu cum aș putea să spun că mă descurc economic pentru ziua de mâine, deoarece nu-mi dă nimeni niciun salariu, niciodată nu mi-a dat, decât vreo două luni când am fost angajat la Chitila ca inginer. Și, evident, la televiziune, unde salariul ăla îl dădeam din plecare, din start, cum zice colegul meu de la Tobel, îl dădeam pe, pe viniluri. Uh, care va să zic că nu știu cum mă de voi descurca în ziua de mâine, mă bazez și pe copiii mei care o să ia burse, că altfel nu merge, dar știu un singur lucru, că nu mi se va întâmpla nimic greu, oricât de greu o să fie. Și poate ăsta este filozofia mea personală cu care mă, cum să zic eu, energia cu care mă, mă alimentez în fiecare zi. Inclusiv asta în care am venit astăzi la radio. Ai vorbit de Iris mai devreme. Cât ziceai că ai stat producător și câte discuri exact? Și știi ce mă interesează, de fapt, cum cum ți-a fost viața cu ei? a fost o eroare. Uh, uh, cum să zic eu, uh... Ajungerea mea din eroare am ajuns să lucrez cu ei, o eroare a, a, a producătorului a, Dorian Ciubuc, cel care înființase casa de discuri Zone Records, prima care avea licență Poligram la vremea respectivă, era un mare lucru la în anii 90, cel care făcuse Iris 15 ani eu mă ocupam de emisiuni de jazz. În capul meu era o pauză la bandul meu de rock-blues și ca după modelul Kiffy da, adică când te bagi într-o chestie o faci până la capăt, asta e ce am învățat eu de la el, eram băgat adânc în emisiunile de, 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 la, de televiziune cu Woodstock, cu uh, Thelonious Monk, cu Duke Ellington și așa mai departe. Și uh, uh, Mă întâlnesc pe culoar cu el, eu cântând, știam ce înseamnă PA, mixer, microfoane, lumini și așa mai departe, și zicea că nu știe ce să facă cu transmisia de la Iris 15, zicea că nu știe cine o să facă, nu știe nimeni cum se filmează un concert rock. Tu m am uitat așa în cum ai că nu știe nimeni? Că e mai trigiunea română, uite, erau angajații ei, seculari, care făcuseră. Antena va aparține. Știu o grămadă de filme dar, dar de atunci, dar, ale concertelor rock care se mai difuzau da. până în anii 90, făcea chitaristul un solo de chitară și ăștia aveau camera pusă pe basist. Care, da, 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 a, așa este. Așa este, ai o -așa. varză. Și atunci pe culoarul televiziunii Dorian, care era un, un tip slab pe vremea aia înalt, blond, cu plete peste umăr, uh, iar eu eram extrem de... de jazzy, așa ca și... Uh, eram mult prea năpătit de emisiunile mele. Dar și că asta a fost o, cumva o surpriză, pentru că lumea te știa mai degrabă din zona asta de jazz și da. cu Iris, pe bună, ok. Bun. Și atunci am zis, hai că te ajut eu să facem asta. Nu, deci nu am zis că mă bag eu, te ajut eu, fără să mă gândesc că asta este sarcina unui redactor. Și era un redactor care la un moment dat a dispărut, s-a dus la o cărciumă și am făcut eu treaba până la capăt cu Dorian. Dar, un singur amănunt a schimbat atunci, din eroare, toată, toată schema. Cum începem spectacolul? Tara! Doria s-a uitat la mine. Foarte important. Eu la Minculescu, Nelu Dumitrescu a început să se scarpine în cap și am zis, păi cum să începem spectacolul? Păi cu Romeo și Julieta. Acum mergem la mine și am discurile, scoatem de acolo pasajul din Romeo și Julieta, tragem pe bandă, ca ce aveam magnetofon, și banda o tragem pe patru piste ca să facem un efect de surround. În 1991, realizezi ce spun eu? Mm -hmm. Ai să uita la mine cum adică surround. Eu aveam acasă o instalație făcută de mine personal, poate eram de primii care aveam așa ceva, dar făcută, manufacturat. Zic, uite, luăm instalația de la Compact, alu mitică Tudan de la Roșu și Negru o aranjăm așa în. și am făcut prima încercare de săraun, lucru care băieților de la Iris li s-a părut că unul în sfârșit unul îi pasă de noi adică mie. Și a început evident Cristi, care este unul dintre cei mai tari piare ai formației Iris să mă sune. Evident că eu m-am întâlnit cu el, spun evident pentru că te sună David Coverdale cum mă s-a gheață să zici tu că ești ocupat când te sună David Coverdale, nu? Și am zis, bineînțeles, și am ieșit la, la băut. Eu, cafele, el, vodka. Eu, cafele, el, două voci. Și așa mai departe. Și în felul ăsta am început să vorbim despre uh, ce au ei de făcut. Și anume, următorul album, La Casa Zone Records. Și eu spuneam doar în calitate de prieten care să-i ajute să aibă o, o altă părere, dacă vrei. Pentru că o formație are nevoie de așa ceva. Oricând, credeți-mă, prieteni, cel mai, cel mai fragil este un artist că, care nu știe dacă a făcut bine sau nu. Dar niciodată n-ai dom să știi asta. Ei, uite, în cazul ăsta eu eram acel om care spunea pe bune lor că nu are rost să continue să compună în maniera compact. Căci așa ar... Uite, o piesă de pe, despre albumul care a fi putut să apară, se numea Gianta Diplomat. Și piesele erau într-o construcție în care a fi putut oricând să le lea uh, Artigordianu uh, ca și repertoriu mm. pentru ei. Și a zis, nu, avem... N-aveți de ce să apăreți pe piață cu o, mu o muzică a la compact, pentru că compactul Ordean era hiperpopular. Atunci, în 95-96. Și... Uh, de -aia spun că a fost o eroare, eu nu mi-am dorit, eu nu știam ce ea să fi producer. Eu făceam, eu eram producer de televiziune, terminasem facultatea de la CUS, făcusem stagiu în studiouri muzicale, analogice, mari, știam cum se înregistrează corect, cum se produce un album și așa mai departe. Știam lucrurile astea, dar nu îmi propuneam. Știi ce să spune în târg despre... Poți scurtă poveste a, despre tine și colaborarea cu, cu, Iris. Păi știi ce a făcut mă, și acolo? L-a pus pe Minculesc, cum să-și deschidă gura? Că el cântă da. dinții așa și mai era bună așa, prietenie era... Aici altfel vocalele. Da, Uh, și faptul că eu nu eram profesor de canto. Pentru el a fost o chestie de încădere Eram buddies, eram amici eram. Și a, 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 acțiunea noastră comună a început uh, la mine acasă, ascultând Soundgarden. Mm. Mă spun de pe acum. Nu mi fi imaginat Și asta. când am venit cu piesa som Bizar mm. la sală, înregistrată cu linia vocală de către mine, Cristi l a apucat zâmbetul, dar era un zâmbet constructiv. Boro era foarte atent pentru că el era întotdeauna preocupat de, de, de lucrurile noi, Walter era descumpănit și Nelu arunca cu și lui din sala de repetiție de pământ și a spus că el nu cântă ca timpul noi, să fie foarte clar. Și am zis, bă, dar timpul noi nu cântă ca timpul noi, ea ascultă cum a cântat timpul noi, să zicem, becule. Da, tainicile furturi, ăsta e timpul noi și uite ce cântă ei acum Albe. deci trebuie să se schimbe ceva dacă vremurile vă cer și încrederea pe care mi-a dat-o Cristi și extraordinara puterea lui Nelu Dumitrescu de a capacita formația plus uh, Dorian Ciubuc care a avut viziunea că poate să facă bani cel puțin el personal cu firma din chestia asta, m-au ajutat și am devenit fără să vreau producătorul primului lor album și am făcut și primul spectacol, lună plină, și am luat-o pe Felicia Filip și Felicia Filip a intrat pe scenă fără trac și eu am zis așa, era un, un, un tehnic care se numea George Popa, Dumnezeu să-l dacă începe să fluiere publicul, ce o sperie, te duci imediat lângă ea și dai mai tare monitoarele. Să se audă mai tare vocea ei decât Că nu știam ce se va întâmpla într-un public atât de fanatic iris. Gândește-te, da? Deci, știm bine noi, dar generația actuală, probabil că nu-și închipuie. Dar ce înseamnă un concert iris în, în, în anii în 80? Ce înseamnă da? o adunare de fanatiști, de fanatici, înțelegi? Ok, și-am zis, ok, dacă o să o spulbere pe Felicia, Felicia Filip s-a intrat foarte stăpână pe ea, a rupt pe au când a început să cânte Baby, că a fost prima piesă pe care am, am propus-o să, să o cânte, da? a rupt pe au, a ieșit în flăcări de aplauze și atunci mi-am dat seama că se poate construi uh, ceva la nivel european. Și de acolo a plecat și piesa de Vei Pleca, ale căre, a cărei alegere am făcut-o în urma unei seri din Balta Albă cu Minel Stoica și cu încă câțiva prieteni uh, în parc, în care a venit cu video și cu trezorul sport în Parcul Titan, ne-am tras curent de la toalete și ne-am uitat la concertul din Hyde uh, uh, Park uh, parcă, sau în orice caz al White Snake din Marea Britanie acela cu Uh, uh, cum să spun eu, cu piesa de final We Wish Well, în care de el. Că spui micro... că Balta Albă are și ea legătură, da? da, zona Balta Albă are și ea legătură cu faptul că Da, Are mare legătură, pentru, pentru că okay, audițiile nu nu. Uh, acelea, începutul. Form... <laughs> să nu uităm că formația Iris venea la mine acasă, în Balta Albă, să ne înțelegem, acolo era toată faza. În PM, nu știu că, da. Și, uh, în, în concluzie ca să spun așa, când Metallica a cântat piesa de vei pleca, eu n-am știut, eram într-un concert, au început să mă sune telefoanele plagiat. Asta era interesul mainstreamului ului din media, domnul Godoroj, acum e cu plagiatul formației Iris. Și am zis, ce plagiat fraților? Zic, pe Metallica a cântat, a, ok, bun, am înțeles. Nu este plagiat, e sau White dacă vă uitați pe album, scrie compozitor David Coverdale, text mai godoroja Cristi Minculescu și așa mai departe. Ei bine, alegerea formației, am aflat după aia de la uh, producători, alegerea a fost făcută uh, după ce au auzit mai multe piese, uh, ascultând varianta cu Felicia Filip. Și au dat, cum să spun eu, în modul ăsta, au dat o, o, au dat premiu Gremii pentru români. Deci, la noi nu există premiul Grammy. Nu e la ce dracu există la noi, din punctul ăsta de vedere, într-o piață atât de mlăștinoasă. Dar acum, pentru mine și pentru Dorian Ciubuc de la Casa de Discu Zone Records, pentru formația RIS înseamnă că Metallica ne-a dat premiul Grammy. Cu acest premiu, dacă noi făceam piesa asta în state, eram milionari. Deci asta înseamnă confirmarea a unei vieți consumată cu, cu, Iris, în care am ajuns la performanța să vândă 17.000 de bilete pe aeroportul Băneasa. spune ce formație românească a mai vândut 17.000 de bilete? Cred că niciuna. La un show, nu? 5 la sala Palatului. Da, și nu, nu se, nu să mai întâmplă asta în nicio și formă de rock care rock este music. acum. Da, 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 Ok. altfel e toamnă, e frumos, hai revino, lucrurile merg mai departe înainte, cu aceleași portofele goale, dar, repet, cu aceleași vise. Nu mă simt frustrat că n-am câștigat bani. Am înțeles și. Știi ce nu-mi place la Minculescu? Eu pot să spun public treaba asta. Întotdeauna m-am raportat la el ca au un vocalist bun, ca au o, 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 o carismă fantastică pe scenă. L-am văzut mai ales în anii 90, cred că în foarte multe concerte, cred că unul din cele mai tari concerte cu Iris pe care le-am văzut era unul cu un public foarte restrâns la un bal al boboșilor, unde cred că era și eu într o pasă proastă, că era o problemă mică de amor pe care o aveam atunci, păi mi-a cântat Irisul ăla, mi-a mers la suflet. Și cum inculesc într-o mare formă, mai acum când îl văd, mi se pare că e așa într-o toană proastă, în, în, permanență, se suie pe scenă, păi nu mai e nicio bucurie de viață. Și, mă, pe bune, de ce tocmai tu nu știu ce, ce mai se întâmplă. Și îmi pare rău, sincer, îmi pare rău. Nu, nu sunt nici mare pasionat de Iris, dar am am această, cum zice, memorie afectivă. Mă bucur când ascult nu știu ce piese, cel puțin. Cristian Minculescu a trecut prin niște uh, încercări foarte mari. Mulți dintre noi nu am avut astfel de încercări. Viața lui nu este o viață. Este o viață de făcut un film. Viața lui Cristi Minculescu. Am fost și propunerea asta. Da. Uh, Cristi, da, nu, Cristi nu, Mintur nu, nu, nu poate fi, însă, protejat de uh, imaginea de star pe care o au cei din marea industrie internațională. De aceea, peste umerii lui cad toate grijile de zi cu zi, combinate cu cele artistice. Combinate cu cele de sănătate, combinate cu cele de familie și așa mai departe. Uh, nu nu, nu i-aș dori lui Sting viața pe care a avut-o și o are Cristi Minculescu. Nu i-aș dori lui Ian Gillen viața pe care a avut-o Cristi. De altfel, dacă l-aș muta pe Ian Gillen de la Deep Purple sau Rubber Plant la Zeppelin, i-aș muta în România comunistă anilor 70 și a zis, scoateți aici primul album, la Electrecord. Da, Baby I'm Gonna Leave you, la Electrecord, dar înainte du-te, te rog, cu textul, l-a aprobat. E, nu cred că atunci ai mai vedea un Robert Plant atât de debordant cum este astăzi cu Alison Cross și cu atâtea idei avangardiste, l-ai vedea gândurat. E greu, E foarte greu să duci. Cristi Minculescu este un este un personaj rudimentar intelectual. El este un Știu om, și asta un foarte bine. foarte educat, este un om hipersensibil. Este uh, pasionat de și uh, cunoaște foarte multe detalii pe care majoritatea nu le știm despre cele două războaie mondiale. Știu și asta foarte bine. E pasionat mine. de istorie, dar repet, asta e pasiunea lui. Eu vorbesc despre amvergura lui culturală. El nu este a rock and roll body dei de băut și gata, simte bine. Nu. El este un tip cultural, ceea ce este foarte bine. Are aceeași, după părerea mea, dimensiune. Mă uitam la Robert Plant. aceeași, adică aceștia sunt bărbații culturali ai rock-ului. Uită-te la, la strălucirea din ochii ai vocaliști, bărbații vocaliști culturali ai erocului. Mă uitam la strălucirea din ochii a lui Phil Collins, a lui Sting și compar o cu aia al vocalistului de la Matley Crew. Și înțeleg ce vreau să spun. Adică diferențe de mii de etaje uh, intelectuale între ei. E, dar avantajul lui Cristi Minculescu este că el a intrat în conștiința acestui neam volens-nolens. Uh... Tocmai asta mă întristează. De ce te pe, pe, Pentru că e, e, ai acest personaj care este fantastic în toată structura lui și care acum. Na, eu spun ce se vede, sau ce văd eu. Nu, nu mai. Este un om care a trăit în, în, în acest context, a trăit viața aici și trebuie să-i vezi uh, întreaga lui viață în ochi, în atitudinea lui așa, nu altfel. Adică nu spun să-l să accepti. Ești liber să-ți spui să părerea. Băi, nu-mi place de el că este prea uh, sceptic, e prea arțăgos, este prea supărăcios, e prea îngândurat, nu mai zâmbește sau lucruri care se întâmplă. Tu știi foarte bine ce înseamnă bucuria de a fi pe scenă. Pe aia nu mai văd. Nu mai văd. Nu știu dacă... Uh ai dreptate. Ok, spun îmi place că, să cred că înșel. Pentru că există două nivele de percepția a scenei. Este nivelul profesional atunci când scena se repetă de foarte multe ori, nu când apare o dată pe lună. Sunt câteva formații care n-au activitate, apariția lor pe scenă sunt revelioane, da? Ne pregătim, ne de băut și așa mai departe. Profesioniștii sunt cei care cântă de 2-3-4 ori pe săptămână. Uh, nu poți mima uh, uh, bucuria pe scenă, trebuie să-ți o integrezi organic. Absolut. Ca tare, ăsta este un nivel de percepție pe care îl vezi și la mari actori. Stefan Iordache, de exemplu, este un actor care știa foarte bine să-și joace bucuria de pe scenă, chiar având probleme mari de sănătate sau probleme afective acasă. Pe de-o parte și al, un alt nivel este nivelul uh, neastâmpărului. Neastâmpărul ăsta explodează din când în când când sunt create breșe. Și îl văd. De exemplu, am adus o dată la o emisiune la, la TVR în, de Crăciun în care l-am rugat să cânte, cred că o piesă de la Rolling Stones, Doamne, așa bucuros a fost de parcă nu știu ce am făcut și n-am zis decât să cânte un Rolling Stones, adică și l-a cântat, cu, a, era formația aia lui cu, cu rare totul la chitară, dacă ți-au ce aminte, a fost o perioadă în care nu era la Iris. Și au fost atât de fericiți și spunea bancuri și atunci am realizat, uite ce înseamnă un adevărat artist, căruia îi trebuie doar un declic corect făcut într-un punct al sufletului lui și îl faci îl faci și pe implicat. Eu așa îl văd pe el acum. El, Minculescu, 2019. Da, știi, tot aștepți să se întâmple se întâmplă chestii de la ei, că na, bă, ei de sunt pe scenă, noi avem așteptări de la ei. Mă, vreau un disc, vreau o trăim din aceeași mă, mă uitam Scuze, fac această comparație. Uh, Irisu, în formula asta, a scos un disc cu 17 piese. Băi, un disc cu 17 piese presupune un volum enorm de muncă, în primul rând. Au făcut acest efort extraordinar. Ok, ceva nou. Că-ți place, că nu-ți place, asta e altă discuție. Dar faptul că l-au făcut, faptul că-s pe scenă, am fost la, fost la o cântare de-a de lor, au dat cu tobele de pământ, altă, altă treabă. Senzația mea, Sper să mă înșel, este că minculesc -mi cumva s-a pierdut undeva pe drum în toată povestea asta. Bine, nu, nu, nu vorbesc de conflictele interioare din trupă și așa mai departe. Vorbesc pur și simplu de eu ăla care stau și mă uit la scenă. Exact asta, asta simt eu. Ok, e, e opinia mea. Mi-o asum și îmi place să cred că mă înșel. Tu, dor, tu dorești să știi părerea mea al unui om care a fost uh, Nu, am înțeles. Uh, producătorul formației Iris. 14 ce în cred. Eu am fost producătorul formației Iris, nu al lui Cristi Miculescus, Neamlu Dumitrescu mm -hmm. și așa mai departe. Ca atare, trebuie să văd lucrurile încheia de astăzi. Avem de-a face cu două echipaje artistice diferite, da? pe care trebuie să le iei în uh, matca lor. Și eu sunt doar unul care își plătește biletul, știi, și comentează pe lângă. Ai. Sunt două echipaje artistice mm -hmm. care își decontează mm -hmm. calitatea lor artistic față de public în felul lor de aceea și publicul e împărțit este pe de-o parte publicul relaxat care dorește să asculte o formație bună de profesioniști și este publicul care urăște și care urăște și pe unii și pe ceilalți de ce? Că în primul rând că au dat ocazia despărțindu-se și în al doilea sunt persoane publice e, eu cred că publicul care contează este acela care e relaxat ăștia sunt num numărul cel mai mare și publicul care vine să se bucure la unii sau la ceilalți au o formă de comparație, zici tu. Da, uite, formația cu și fără iris. Da, pentru că ei cântă aceleași piese uneori sau deseori. Și atunci e normal să compari o piesă cântată de Cristi Minculescu în actuala formală Cristi și o piesă cântată, uh, dar să-ți spun eu că este mai bună sau nu o altă una sau cealaltă dintre formule, nu am de gând să fac chestia asta, deoarece uh, eu iubesc pe amândoi. Știm motivul pentru care vorbim atât de, despre trupa asta acum, că am vorbit ceva. Este următorul. Eram într-o zi, ok, stăteam, locuiam în Sălăjean, și de la sălăjan am luat-o eu frumos pe jos spre, spre Ozana, spre Oșan, voiam să-mi iau niște tutun. Și cum treci imediat de cimitir, cum sună, este o cârciumioară acolo care se numește Vraja Nopții, unde sunt bețivi locului, care sunt oameni de 60 de ani, cam pe acolo, care, care beau, știi, berea de zici că este granadă cu fragmentație. Și era trei după amiaza, și era vară, și era o căldură de, de, de fierbeau creierii în cap. Și ei se certau cu băutura în nas la 3 după amiază. Era o zarvă incredibilă. În momentul în care am ajuns în dreptul lor, am aflat de ce se certau. La vraja nopții. Se certau pe plecarea lui Minculeascu de la Iris. Serios? Da. Și zic, băi, n-am o cameră să-i filmez. Era fantastic. Era un spectacol să stau, să mă uit la ei și să-i aud. Pentru că unii susțineau aia, unii susțineau cealaltă. Că Iris, fără că aia, eternele probleme. Dar faptul că ei o făceau, oamenii ăia bețivii obișnuiți locului, nu spun că țin să subliniez că, nu, că mă spun bețiv, nu e nimic pe aici. Oamenii locului, ai oameni oameni la 60 de ani, crescoți și da, ei cu, e, cu Iris. Iris este, această discuție. Este o emblemă națională. Tocmai despre asta vorbim. Și despre pentru ei. că e națională, este un produs al al acestei familii care se numește România, da? Da, mă, Acum se așa de asta. Avem... Da, e, 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 cum să zic, este, ne place, nu ne place, asta e viața Pink floyd fără Roger Waters, punct. Mai nou este și fără Richard Wright, pentru că s-a dus săracul. Și mai nou este și fără Nick Mason, care nu mai poate să bată, care gută și așa mai departe. Asta nu știu. eu. Uh, păi și mai nu place, nu și ne place, ca place mai... formația care tocmai a cântat la București, e fără Richie sambola, formația Bon Jovi. La fel este și cu formația Iris și cu Cargo fără Campus și cu Igrișan la voce, o voce foarte bună. La fel este și cu uh, uh, dacă vrei, mă rog, timpul noi, partizan, unii, eu, aș vedea echipajul ăsta reunit, chiar și cu uh, suedezul și așa mai departe. Astea sunt ce vrem noi, viața însă e alta, ei sunt oameni, au traseu, pe lângă cel artistic, au un traseu relațional, au grijile lor, au necaz, au dramele lor, au frustrări. Și ce înseamnă frustrările unui artist groaznice? Pentru că nu sunt frustrările omului care nu este apreciat prin munca lui financiar sau cu felicitări, ci este, sunt frustrările permanente ale unui om care pare că simte că a ajuns la capătul drumului. Un salariat nu simte că a ajuns la capătul drumului. Când nu mai suportă, trage o flegmă pe pe biroul șefului și s-a cărat. mă, dar știi cum e? Comentăm și noi pentru că a plecat Dave Leroy de la Van Halen și păi te așteptam să gândești la viața mea. Mie îmi plăcea Van Halen cu Dave Rod, adică sunt și eu acolo și trebuie E bine, eu cred, ce-am învățat eu și le spun prietenilor care ne ascultă acum, pentru că ce-am învățat eu este ceea ce sunt sigur de informația asta, sunt sigur să o dau. Am trăit cu muzică, prin muzică, toată viața mea și acum o fac la fel, mă pregătesc de un alt, de lansarea unui alt album născut în România, îl lucrez în studioul meu analogic, pe bandă îl înregistrez și așa mai departe, deci sunt preocupate niște probleme pe care publicul nu le are. Și când mă ridic deasupra problemelor mele artistice, îmi dau seama, hop, am pierdut legătura cu publicul. Ce vrea publicul? Publicul vrea ceea ce i-ai întipărit în suflet la un moment dat. Ok? Și ce faci pe mai departe? Unii se blochează. Și se repetă. De exemplu, Ten Years After cu Alvin Lee. Eu l-am adus pe Alvin Lee în România și am avut ocazia să vorbesc mai mult. Am fost într-un turneu cu el. Și prin Bulgaria, cu Sorin Chifiriu, cu electile drustă în deschidere. Și mi-aduc aminte că mi-a zis... Că marea greșeală al managementului lui a fost să-i pună pe stadioane să cânte. Și în momentul acela, Going Home a devenit uh, imnul unei generații, nu mai putea să cânte nimic decât în stilul ăla. Și oricum piesa aia trebuia să o cânte obligatoriu. A, și cel Ce mai, mai tare da? este că în publicul aștepta să vină cu Bostanul, ca la Woodstock, în filmarea de la Woodstock, să vină cu Bostanul pe umăr. El nu mai venea cu Bostanul, dar și la, la Mamaia, la festivalul pe care l-am organizat, a venit publicul cu un Bostan și l-a pus la picioare. În toată lumea se întâmpla figura asta. Cât de mult poate să suporte un artist să rămână retrograd, să rămână compostat cu o singură piesă? Greu! De aceea, foarte bun managementul formației Zeppelin, care nu i-a făcut să fie hiperprezenți pe radio. Și au fost extrem de creativi. Nu mai vorbesc de Floyd care efectiv nu interesa promovarea pe radio. treau numai din, din aparițiile în cinematografe ale filmulețelor lor și concertele live. Am citit o știre la un moment dat uh, succesul piesei Stairway to Heaven se datorează lungimii ei pentru că la pe vremuri nu era mare problemă să pui piese lungi la radio și o dj o preferau uh, pentru că aveau timp de o țigară. Da, e posibil. Da, Dar să știi că era ta. problemă de lungime uh, și dacă vrei uh, un exemplu recent este în Bohemian Rhapsody. Celebra fază cu uh, uh, formația care este a fost reală, formația care stătea în biroul managerului casei de discuri și care se lupta să-l convingă să scoată această piesă să o dea pe radio, celălalt spunându-se, spunând managerul mai degrabă Seaside Rendezvous sau o altă piesă scurtă, dar nu asta. Cred în continuare cei care ne ascultă acum probabil că își doresc răspunsul la întrebarea care va fi de fapt, care-i situația cu muzica rock? Muzica rock a început ca o muzică de dans, la fel cum a început și jazzul. Jazzul a început ca o muzică de dans. Primele, zori ai, ai swing-ului uh, au fost în uh, juke jointurile urile negrilor, da? unde era și era spart, ploua prin el și se bea bourbon de, fabricat local în uh, jar, în borcane, da? și după care s-a mutat sub formă de swing în... Uh, uh, în uh, uh, cluburi, în Cotton Club, de exemplu, este unul dintre celele cluburi și a intrat pe bagheta unor mari uh, orchestratori cum ar fi Duke Ellington și de acolo a făcut un alt pas în poala albilor care au economia lumii și în momentul ăla au apărut big bandurile care dansau între 1500 și 3500 de tineri albi în saloane mari, și orchestrele ajungeau să aibă aproape ca un concert de Berlioz, erau 60 de persoane. Într-o orchestră, ca să se audă fără PA, căci nu existau, iar solista cânta la microfonul RCA 44C, acel acea cărămidă imensă, în niște megafoane goarne care erau de la armată. Știți goarnele alea Așa că o trompetă Ce Cinematografic sună asta, da? Aha, așa. Așa funcționa, așa au fost zori a, muzicii de dans cu tobe și contrabas. Și că asta e o întrebare pe care mi-o tot pun de ceva vreme. Băi, cum am ajuns de la bucuria de viața Beatles-ilor, la depresivii ăștia de Radiohead și la, la marketizarea depresiei? Păi, cum s-a ajuns de la uh, Chattanooga Choo Choo Train...

să și îl închipul empat, în ei bine, ăsta a creat mișcarea ulterioară uh, a formației the who, a formației Metallica, dacă vrei. Este un bun, A fost un bun ferment. Și ca atare soul music, a fost un excelent ferment pentru ce? Pentru disco. Dacă ți aduce aminte, era în perioada în care rock devenise creativ anii 70, muzica de dans plecase din zona rock and roll și ajunsese în zona soul disco. Și băiatul ăla de la ABBA a luat niște teme de jazz, le-a făcut disco, wow, wow, ce Băiatul ăla de la ABBA a fost un soi de royal. Hai să nu ne ducem acolo. Ne ducem în zona unde se făcea treaba, adică George Moroder, da? Uh, I Feel Love și, așa mai departe, Fly, Robin, Fly, Uh, unde și a băgat Nasul și Ian Hammer cu piesele din Miami Vice și așa mai departe, toate era soul music. Ce se întâmplă uh, 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 cu rock-ul astăzi este ce se întâmplă cu orice artă care ajunge să aibă un ferment bun. A intrat într o zonă de nișă. Și ca atare, unde se regăsește? În zona de nișă, Radiohead umple un stadion de 60.000 de oameni? Umple, Răspunsul da, e inteles. nu. Umple cu 15.000. La Londra umple. Singuri. Da, da, da. Umple. Da, sunt de nivelul ăla. Nu cred, dar dacă tu știi mai bine... Și, 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 am să spun, da, am, cred că am văzut, la, am văzut la Sighet, am văzut live la, la Sighet, era foarte multă lume, nu pot să spun exact când, dar, era Eu plâni. nu știu să aibă ei, dar eu știu că au 15-20 de mii în mod curent. Ceea ce este o modificare de box office, este o muzică nepopulară în sensul uh, zilelor noastre ce se întâmplă la Radiohead. E clar, este mult mai căutată și mult mai substanțială. Uh, mult mai nepopulară decât Metallica care aură de legendă vinde atât de mult uh, cred în continuare că muzica rock va exista mai departe într-un concubinaj de nișe cu bluzul și cu alte forme alternative din care fac parte Radiohead și așa mai departe lăsând mai departe un spațiu liber uh, pentru partea de, de popularitate să se exprime pe de o parte în zona dj care va mai exista o vreme și, pe de altă parte, în zona, să zicem, uh, heavy metalului ului sincretic, adică gen... Uh, uh, System of a Down, nu, sau ce? Uh, Rammstein. Ah, ok. Adică primitivism, o, de o simplitate formidabilă, non melodice aproape, da? E, dar care Industrial pot cu agulanță mase mari, mari, mari de, de oameni. Un solo de chitară genul uh, Joe Bonamasa ar ucide publicul lui Rammstein L-ar face praf. L nu știu dacă l-ar bate direct uh, pe Joe Bonamasa, dar cu siguranță ar omorâ piesa. Știi, uh, cred că uh, cu bujor vorbeam, bujor? Contrabasistul Sisu Uh, și uh, ziceam, Bă, el zicea de metal, că ziceam de tulbă, ăștia au cam închis metalul, adică tot ce a fost cu metalul cam până atunci acolo a fost și tot ce se întâmplă de acolo până în zilele noastre e o eternă repetiție a unor treburi mai vechi. Și până și ideea asta de rockstar uh, s-a cam perimat, puțin sunt aia care mai... Uh, mai... Și lumea în general ascultă chestii pe care... Fimea pe care are 13 ani e pasionată de Guns N' Roses și... Uh, mă rog, și Gorillaz. Dar chestii de acum 20 de ani. nimic din, 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 autenticul de acum. Sunt trupe foarte bune. Și ce vă ziceai mai devreme, și pe piața românească. Mie îmi place foarte mult Monogex, de pildă. Mi se pare o trupă bună. Mi se pare o, o, un tip de voce pe care Doro duce foarte bine. Din păcate... Sper că am aceeași piesă. Mi se pare penibil că. Uh, sorry, este opinia mea. Uh, un tip care arată ca un biker autentic, da? Băiatul de la cargo stă și plânge după o că în ploaie. Băi, ok, ai vrut un succes de piață, l-ai avut, dar nu e. nu e treaba treabă Este. și frumusețea artei aceea de a naște opinii diferite. Uh, și, și, și mai ales este puterea. Uh, zicem operelor populare de a coagula mase mari în jurul lor. Asta e frumos. Adică Și tu, tu vorbeai mai devreme despre de Sfinx. Mai Sfinx ar face o figură foarte frumoasă da. acum, dar vorbești de... H -h -h -h. Caut ceva de acum care să. Ba, cred că am avut o surpriză cu Mars Volta sau ceva. Mai ales, okay, uite ce vreau. Eu. Eu zic așa că uh, uh, teoretizarea situației de acum nu mai folosește la nimeni. Uh, muzica rock, muzica pop, muzica trap, muzica care vrei tu, care reflectă o generație, să reflecte o generație. Muzica însă, în resorturile ei, ca artă, ai don't care că reflectă o generație. Joe Cocker nu a fost în aparținut generației mele cum nu a aparținut definitiv Duke Ellington și cum nu aparține de exemplu o formație care mie îmi place foarte mult. Acum este vorba de alternosfera. Înțelegi? Este unica, iese, trebuie să iasă trebuie să iasă uh, în, cam cum spun eu, ca, ca formă de teori, teoretică din uh, jaloanele pe care le așează cel mai des playlisturile, știi? Asta e alternativă, mm. asta e blues, asta e rock, asta e rahat, asta e cu perje, înțelegi? Este, poate asta e frumusețea timpurilor de astăzi. Am văzut un film pe care le comand, se numește Yesterday, în care Ed Sheeran este personaj care îl descoperă pe Beatles. De deci ce apare Ed Sheeran într-un film în care în pământul nu mai știe cine este Beatles. Este simplu că e un extrem de popular, punct, punctul 1 și 2. În primul rând că el cântă declarat refrenele formației The Monkeys, Beatles și Animals aproape unul la 1 doar că nu e sunt unul la unul, dar stilistic vorbind este o reluare. Cu alte cuvinte, uh, sunt foarte bucuros să aud de cineva care spune: Păi, când o muzică bună, nu știu cum să-i spun că este. A, ah, și mă bucur. A, ah, eu când heavy metal. Bravo. Felicitări. Ah, eu când reggae. Foarte bine, felicitări. Nu mă interesează etichetele unor lumi care au fost pe care tu le reproduci astăzi. Mă interesează cineva care produce fuziuni. Asta mă interesează de la artiștii pop-rock. Uh, sau din zona, să zicem, pop-rock, să le spunem zona care nu este sofisticată. Căci dacă intri în zona sofisticată de muzică, atunci intri într-o cu totul altă, să zicem, ligă unde uh, îți trebuie alte jaloane estetice, umbli cu to alte instrumente vis-a-vis -vis de uh, orchestrație și de public, dacă vrei. Dar când ești din zona în care trebuie să faci gălăgie atunci fă altfel astăzi. Nu reprodu, nu relua unul la unul. A, astea nu mă interesează, nu mai ales etichetele, nu le suport. Știu unde am avut eu o surpriză foarte plăcută? <coughs> ok, s-a dezvoltat tehnologia, a apărut Napster, au apărut MP3-ul, au apărut toate serviciile astea, gen Spotify, ceea ce a presupus foarte mult shuffle. Eu dacă vreau să ascult acum un album tool pe Spotify nu mi-l dă în ordine, mi-l dă uh, random sau mă rog, cred că nu știu eu să nu foarte bine. Uh, treaba este că uh, acest random a făcut foarte multe dezordine și erau vremuri care au revenit în care conta foarte tare ordinea de pe disc. De când a murit Bowie, uh, piața de viniluri a crescut și a revenit, am înțeles, pe 2017 a avut în casări în toată lumea undeva la un miliard de dolari. Uh, și faptul că a revenit vinilul la putere... A, ah, și încasările astea nu au mai fost din 1992. Asta era foarte important. Uh, uitați mă să spun. Uh, faptul că revine vinilul la putere și faptul că tul tocmai a scos acum un album și este top în America, zic, băi, ceva se întâmplă. Este top number one, deja nu mai au unități de vânzări. Eu aștept vinilul, vinilul am înțeles că o să apară abia peste un an, că așa este. Și, mă rog, nu știu cât e treaba de marketing sau cât e treabă de fix cum își fac ei treaba acolo, dar e o surpriză foarte plăcută. Din nou încep să conteze... Știi, poate mi-a plăcut foarte mult piesa 3 de pe fața B și era important că era piesa a trei de pe da. fața Benguzi și era era contextul corect. Da. Uh, noi vorbim despre o altă generație tehnologică și uh, suntem așezați aici în fața uh, microfoanelor parcă rupti de timpurile de astăzi. Astăzi nu se mai consumă ste opera... Mereu spun scuzul, da. Suntem ultimul ale generației analog. Mm, da. Nu se mai consumă opera uh, în sensul... Uh, Uh, unui extras pe single dintr-un album. Asta se consumă piesă cu piesă. Uh, avantajul este că poate foarte multă lume să apară public cu o piesă. Uh, nu are nevoie de prea multe aprobări, are nevoie totuși de niște bani să producă într-un studio o piesă corect. Asta uh, e, e avantajul tehnologiei de astăzi, da? Ne facem noi doi o formație, Silviu, Mergem la studio la Pupe, la Vița de Vie. Cât costă Pupe să facem o piesă? Uite eu cu Silviu vrem. După pe Pupe se așează pe treabă, o finalizează, ne dă piesa și o și punem uh, pe Spotify, iTunes, Apple Music, uh, CD Baby, YouTube și ce vrei tu. Chestiunea care urmează însă după aia este că nu ne ascultă prea multă lume. Sau deloc. Și stăm așa noi doi la o țigară, tu, că eu m-am lăsat, și ce facem măsivle cu formația noastră? Să zicem că formația noastră s-a numit Toba de Tinichea. Ce mă, am făcut formația asta, ce facem? Că uite, hai să cântăm live, că așa poate îi convingem. A, da, corect, zici tu. Ce ne trebuie pentru live? Ne trebuie oameni să cântăm. Bun, Hai să-i căutăm. Și ei ne întreabă: Bine, cântăm, uh, îmi place ce faceți. Cât o să câștigi cu voi în anul ăsta? A, ah, păi știi că nu știm încă. -ar pute... Nu știm ce facem. A, ah, bine, atunci luați-vă pe alții. Bun. Deci nu putem să luăm profesioniști pentru că trebuie să scoatem niște bani de la noi ca să putem să angajăm niște oameni. Să zicem, uite, anul ăsta. Își basist cu mine, ăștia-ți banii pentru OK. Hai să mergem în altă zonă, în zona mai. ligat, ailaltă, a oamenilor care vin și pentru bucuria de a cânta. Nu numai pentru aspectul profesional, adică financiar. Mai că ăștia-ți puțini și sunt puțini care și cântă foarte bine, înțelegi? Și pe la urmă ne descurcăm, noi facem pădrea cu un patru și găsim niște oameni care se alătură tâmpenii din capul nostru și facem. Și mergem, repetăm, apărem la clubul uh, uh, Green Owls. Bă, dar nu vine lumea. Ne anunță uh, uh, voi cu, îmi pare rău, Mike, dar nu vine lumea, că nu vă știe. Zic, a, fireaș al dracului. Ce facem acum, zicem, Silviule? Hai să ne popularizăm pe Facebook și pe YouTube. Căci e democratic, poate oricine. Deci că instrumentele astea, de, platformele astea, media, sunt... Păi el sunt la îndemână oricui și nu-i puțin lucru din punctul ăsta de vedere. Wow! Da! Și tu spui așa, Mike, este liber, la liber, Facebook și YouTube, nu ne costă nimic. Și eu spun, bine, dar nu ar fi bine întâi să mergem la niște televiziuni și la radiouri, că am văzut că așa au făcut celelalte formații. Și tu spui, da, e dreptate, ăștia au audiență mult mai mare decât câteva postări pe YouTube, hai la ei. Și mergem la radiouri. Păi, stai puțin că noi nu. Noi avem un playlist făcut de un. Uh, uh, playlist manager, care are un grup uh, și care ăla analizat. Nu. bine, ok, te duci mai la radiourile celelalte care sunt uh, în care nu sunt în zona de mainstream și care spre o piesă două, și te difuzează ca fiind. A new Killing town, cum ar veni. Deci o nouă apariție interesantă. Dar oricum nu insistă prea mult cu tine când te știe lumea. La televiziune lucrurile sunt nu din capul locului, n-ai treabă acolo, e numai mainstream. Și te reîntorci la YouTube și la, la Facebook și zici ei, îți vă arăt eu vouă. Și te apuci și postezi și constați că nu ai like-uri. Și iarăși ne adunăm noi doi, tu la o țigară, eu nu, că m-am lăsat de fumat, și zic, băi, Sivule, formația noastră, toba de tinichea, nu e populară. Ce dracu' facem? Pe vremuri te duceai la Dorian cu Ciubuc, la Zone Records, cu un demo, tu și încă vreo 200 sau 20, nu 200, 20, și tu trebuie să sari cumva în față noi prin creativitatea ta și Dorian mai avea un godoroja, un vedem noi, noi care Că îi plăcea Mirosa muzica și punea da. ochii pe tine, pe neurotica, pe ce vrei tu, și făcea din tine. Acum ești tu cu YouTube. -ul. Și zice Silviu, care știe mai bine netul decât mai. zice, bă, ne trebuie niște bani. Iar bani mă, Silviu Da, păi n-am avut bani să ne luăm trupă, să-i angajăm, câți bani ne trebuie aici? Păi mulți, câți, de exemplu? Păi nu știu. Hai să luăm un PR care știe să facă treaba asta și te duci la un PR și încep să curgă miile de euro în fața ta și noi ne lăsăm pe spate așa ușor și zicem, hai bă, să o facem de plăcere. Tu ești angajat la radio, eu mă duc și lucrez undeva ca, nu știu, un copywriter la o agenție de publicitate și o facem noi doi de plăcere, cântăm când putem ce și așa mai departe. Asta e soarta multor formații foarte interesante. Din toată lumea. În toată lumea, dar mai ales în această perioadă, și anume că fără bani nu se mai pot sălta. Banii lor. Căci nu te poți duce la o casă de discurs să spui băgați voi bani în mine. Deoarece ei nu mai vând discuri. Știi, m-am uzat totuși la nivelul, hai să zicem, formațiilor mari care au, au un discurs socialist. Și e, e, discursul e socialist mai, mai, puțin când e vorba de, de să-și ia banii să se suie pe scenă. Atunci sunt toți de dreaptă, amuzant. Pe de parte, de altă parte, mă, știu foarte bine, sunt draconice toate clauzele în contracte, toate trupele, mai ales astea mari când e vorba de bani. Știu o poveste, ok, a venit Megadeth, sunt mare pasionat de Megadeth și îmi place personajul mă Mustaine foarte mult, dar a venit Megadeth la București și a cântat. Și o, o, o amică a aflat că celălalt chitarist a, a, a fost profesorul, cred, unuia de la Bucovina sau ceva și a vrut să facă un material a, cu celălalt chitarist ca să spună câteva vorbe și cu chitaristul român ca, care l-a avut profesor și toate bune și frumoase și chitaristul de la Megadeth a spus, da, dar trebuie să mă duc să-l întreb pe Dave, mă dacă îmi dă voie să vorbesc. Și Dave Mustaine a zis, păi cine-i tăticul la Megadeth aici? Eu, da, deci doar eu vorbesc și cu asta, basta. Și nu i-a dat voie. A așa stau lucrurile la nivelul ăla. Da. În altă parte nu-i chiar așa. Uite, îmi uh, să povestesc căci prin, în cariera mea am trecut, uh, uh, am fost uh, promotorul, inițiatorul unor uh, concerte cum să spun eu, legendare în România. Ori am fost promotor, au am fost inițiator, au am fost implicat în îndeaproape în producțiile primului concert White Snake, Sting, uh, Nazareth, uh, uh, Ian Gillen, The Purple, uh, uh, Robert Plant, Jimmy Page la Polivalentă și așa mai departe. Am fost aproape de ei. Am vorbit cu ei și așa mai departe. Eu l-am adus pe... Uh, în România pe Ray Charles, pe James Brown și pe Jimmy Smith. În concluzie, sunt mărit cu diverse pălări. Regulile sunt draconice, e adevărat. Dar, de exemplu, Steve Howe, da? în spectacolul pe care l-am făcut la Cerbul de Aur, cu Steve Hackett și cu David Palmer. David Palmer dirija orchestra din Ploiești, și a fost integrat Steve Howe la Gitare Acustice și Steve Hackett. Steve Howe, la ora uh, două, ziua, uh, vorbeam de la televiziune, de la unicul telefon care mergea pe internațional și mi-a zis, sună-mă mâine dimineață. Și am zis, două, minus două ore, Londra înseamnă 12. Mm, e bine, nu? Alo? Răspunde, yes. Bună ziua, sunt Mike O'Dorojoa de la București. Ah, Mike, you know I'm a damn hippie, it's too early man. Call me later. Bun, înțelegi? Ok. Deci, o astfel de atitudine, cu siguranță că e diferită de cea a lui Dave Mustaine, știi, de legi. Deci, eu, eu, asta e frumusețea muzicii creative, a, a, a rock-ului, că are repere fixe și repere mobile. De pe de la care nu te aștepți. Roger Waters, la București, de exemplu, a primit o scrisoare, a citit o scrisoare, el personal, de la un grup de liceni din Târgoviște, și care i a ruga foarte mult să le zică câteva vorbe. Să le scrie. Și el personal a scris o bucată de hârtie pentru ei în limba engleză și a semnat po putea să arunce hârtia aia la câte probleme are el și la câte are de comunicat unei întregi lumi, putea să arunce hârtia aia că nu i folosea cu nimic la uh, imaginea lui internațională. Ca să zici că face parte din marketing. Nu, nu dar cred că e folosea la, la dezvoltarea lui spirituală sau A da. la A da. nivel. Bine, Așa este. este. Și Asim. cred că știu, cred că unii dintre ei mai știu treaba asta. Bine, personal nu-mi place Waters, dar apreciez povestea asta. Altceva voiam să te întreb, dintre toți ăștia pe care tocmai ai numit mai devreme și în jurul cărora te-ai aflat uh, într-o calitate sau alta, de organizator și așa mai departe. Păi care a fost cel mai personaj dintre toți? Unul care te-a te lovit în, în, în moalele capului, prin, prin aura lui. Mă, uh, mai degrabă aș spune unul care. Mi-a schimbat viața mult. A fost Ray Charles Am avut șansa să stau vreo două ore în, în apartamentul de la ultimul etaj de la Hotelul Aro din Brașov. Am stat în camera lui de hotel vreo două ore povestindu-i ce este cu țara asta, de ce aerul este foarte rece de munte, de pe tâmpa, ce fel de oameni va întâlni el în piața mare a sfatului, povestindu-i în egală măsură despre Johnny Raducanu și el la rândul lui despre My Bodies, da? Charlie Parker și Thelonious Monk și văzând că eu știu jazz, el probabil că ani de zile intrând în zona asta de pop Uh, întâlneam mai puțini promotori Care să fie pasionați de jazz Și văzând că știu jazz A așezat la pian Și a început să cânte uh, A Misbehavin' al lui Fats Waller și, am, și văzând că eu știu textul Și că știu să cânt M-a pus să cânt un backing Un fel de backing El deplasându-se de la fotoriu la pian Cu ajutorul umărului meu Umărul ăsta din dreapta a fost sprijin pentru Ray Charles, care mergea în ciorapi pe covorul uh, mâncat de mucuri de țigări de la etajul ultim la Hotel Aro, căci nu se îngrijeau să, să recondiționeze camera <laughs> și se ducea la un pian dezacordat pe care noi l-am acordat când ne-am putut noi cu domnul de la radio din București, dar mai că la nu rezista după primele acorduri, cădea. N a zis nimic și a cântat cu plăcere, și uh, mi-a povestit despre, uh, punându-mi mâna așa pe față, despre copilăria lui. Păi, Silvule, asta e. Ăsta e cerul. Ăsta este contactul cu cerul. Nu am cum să spun cât de mult m-a modificat, m-a modificat cele 120 de minute aproape petrecute acolo. Și când l-am rugat frumos că există un domn, uh, Gil Dobrică, care îl idolatrizează și a zis să vină încoace, l-a îmbrățișat, îmbrățișat bătrâne. Da, ce frumoasă poveste cadă, asta! Gil era să cadă din... Nu știam din, din, asta, ce poveste frumoasă! Îi tremurau genunchii, mm -hmm. înțelegi? Și așa mai departe. Da, am lucruri frumoase în suflet de care nu o să mă despar niciodată. Nu înțeles, nu, nu te mână vreun demon în jugulară să-ți scrii memoriile la un moment dat? Probabil asta. că da, nu am timp acum, ceea ce este un lucru bun, nu? Da, e bine și asta să ne ținem ocupați. Când te apuci de memorii, parcă... Mm. Ai mai fost prin țară, ce mai e prin țară? Cum mai e lumea? Uh... Și cum mai e publicul la concerte prin țară? Este... Lasă-l la de București, pe asta Lăsăm la o partea festivalului care adună public din țară. Publicul local, da, când te duci într-un oraș și așa mai departe. Uh, Clujul are un public uh, arogant, dar foarte cunoscător, în general. Uh, foarte cunoscător. Și trebuie să, să fii bine pregătit uh, într-un concert acolo. Uh, Timișoara este un public care se mișcă greu din casă, dar foarte darnic. Un public imens de iubitor și uh, lipicios, dacă vrei, la Iași. Constanța este un public vesel, bun pe petrecere, gata, ai... e important e să cânți foarte bine. Restul lasă-i pe ei, că își fac ei restul, se ocupă ei personal. Uh, la Brașov uh, este un public serios, aplaudă Absolut temeinic, dar foarte serios, e atent la ce cânti. Nu e atent la altceva. Chiar dacă este în pub, e foarte atent la ce cânti. Uh, la. Uh, uh... Și că era o perioadă în care nu prea mai venea lumea la concerte. Acum văd că s-a mai schimbat totuși, ceea ce nu-i puțin lucru. E. Uh... Atât de multe festivaluri ca anul ăsta în România. Festivalurile sunt una, festivalurile sunt alta. La festivaluri este sărbătoare, la concert se vede activitatea unei formații. Uh, activitatea mai gândoasă în Blue Spirit trebuie judecată la concerte și dacă reușești să ai concerte și reușești să aduci ceva public acolo, este după părerea mea marea ta rezolvare, marea reușită. La festivaluri se ocupă natura, soarele, adunarea de oameni contribuie foarte Prețuierii, mult la, da. Da, la succesul tău. Cum e noul album? Lucrezi la nou album? Lucrați? Da, suntem pe finalul lui. El este o, un compendiu de uh, trăiri pe care le-am adunat în suflet și le pun în practică cu un sound nou mai bine zis cu un concept nou de sunet în care o Undere foarte mare este, uh, este a clapelor, a claviaturilor. Orga Hammond, sonoritățile pianului Fender Rhodes, clavinetul, bine cunoscut lui Stevie Wonder uh, și sintetizatoarele analogice. Acest aceste echipament care este relat recent intrat în uh, arsenalul nostru de expresie a schimbat foarte mult. Greu l-am uh, am convins publicul, dar până. dar odată cu trecerea timpului, am început să culegem și roadele. Uh, e adevărul că sunet ca Hammond la voi Da, ce da, place? da. Când știi cum să. N-am avut niciodată uh, vizualizări pe YouTube uh, așa, pognind din deget. Acum simțim o dinamică mult crescută față de anii trecuți, adică. Ca să spun mai concret, publicul a început să vadă strădania noastră, atât pe plan afectiv, dar poate mai ales pe plan uh, uh, conceptual. Să pui pe aceeași scenă uh, uh, idei care sunt inspirate de la Dan Andrealdea, de la Robert Plant, de la Thin uh, uh, Lizzy și John Lee Hooker și Sonny Boy Williamson și uh, Emerson Lake and Palmer și să, uh, să le țin într-un echilibru la care îți trebuie și eu mă preocup tip să de disciplină și educație da publicul a văzut lucrul ăsta și strădania asta după aceea dublată de o interpretare corespunzătoare, am un uh, claviaturist în echipă formidabil, se numește Dorian Pârvu din Constanța, un pianist nemaipomenit Uh, am un gitarist care poate să interpreteze la aproape 40 ceva de instrumente uh, cu sau fără doze electrice, de la Dulcimer la uh, Auto Harp Guitar, la uh, Banjo, la Hardy -gardy double six cu două gâturi, chitară mm. electrică. Am o, am, o curiositate personală. Instrumentistul de care vorbești a trecut sau nu prin conservator? Toată lumea spune că conservatorul, exact în forma în care este el acum în România, ți-o omoră orice pasiunea pentru muzică. Dacă nu vrei să te faci rapsod. Nu, conservatorul este o școală. Toți au făcut o școală, dar nu conservatorul. Pianistul meu a făcut o școală cu profesori foarte mari, foarte, de foarte mare calibru, da? Uh, eu personal am făcut cursuri de canto, cursuri de uh, saxofon uh, tenor și clarinet uh, Am făcut uh, uh, separat uh, cursuri de orchestrație, mai bine zis de teorie și armonie da. Uh, am învățat să cânt la gitară uh, cu profesor foarte bun, Alex Vișan, Un excelent gitarist, dar minunat pedagog Așa deci fiecare care se urcă pe o scenă și cântă ceva mai mult de două, trei acorduri, trebuie să știe să aibă o școală. Că o faci la conservator sau o faci privat, sau o faci într-o altă instituție, nu are importanță. Rezultatul este important. Ca să închei, numele acestui gitarist este Alin Păun, și el este un chitarist tânăr. Uh, faptul că el vine într-o barcă de asta așa, în care nu prea vorbim noi de uh, uh, muse, că nu... Rezumă, rezonează. Înțelegi? Da. Și el are 32, 27 de ani. E un lucru bun, știi? Avem la tope unul de cei mai buni toboșoari de jazz rock, se numește Vali Vătuiu. La chitară Bas este un rocker 100% Tibiduțu. Uh, el a cântat heavy metal, pot să spun, dar și jazz cu Corneliu Stroie. Și cu atare, mă simt foarte uh, ne simțim foarte bine pregătiți. Iar concertele noastre din ultima vreme de la Brezoi, de la uh, corbii de piatră, de exemplu, de la Rock and Sad, de la Vama Veche, dau așa câteva exemple, uh, au statuat deja un soi de, uh, hai să zicem, uh, standard de trupă care, de, pe care eu mă pot baza. De acum, zic eu, pot să construiesc și lucruri mai complicate. Da, nu-i puțin lucru. Să ai o echipă în spate care să. Da. De la înălțimea pe, 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 aroganței și orgoliului meu, sunt foarte onorat că am stat de vorbă cu cineva care știe ceva mai multă muzică de, decât mine. Eu sunt... Nu știu dacă știu. Eu, eu știu asta. Știu eu mai bine. Nu știu. Ok, mulțumesc deci mult tu. că ai venit. Eu îl mulțumesc. Și îmi place să cred că nu mai vedea în viitor apropiat. Nu neapărat aici, poate... Ișim într-un loc în care se fumează, bem un vin bun. Ar fi o idee. Bună-l și pe mine. Bine. Vorbesc de că la la deja mare de bruzată de țigară. Mulțumesc mult. Hai, Doamne ajută. Doamne ajută.